prezent. Din dragoste ne naștem, din soare și polen. A luat al nemuririi păstori și militari, cu podul palmei viața ne-o mândri și ne-o ar. Noi freamătul de codrul, noi lâncile lui, noi nu suntem o țară, onora nimănui. Noi nu suntem o țară, onora nimănui. Trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască arma Venus, măria sa poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască arma Venus, măria sa poporul. Fiți frumoșii voștri, urmași, ne țineți minte, o clipă în care o mână de oameni și cuvinte au pus ceva din suflet, ceva din tricolor, ca să-ți rămână toate în vis la locul lor. Ca să-ți rămână ora, orația tribor, am pus și trup și suflet la înălțarea lor. Trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască alma Venus, măria sa poporul. Hei, dragi oameni buni, așa cum promiteam în emisiunea trecută, am îngropat puțin securea luptelor politice și sociale și în prag de Sfintele Paști oferim buzoienilor un medalion literar Ion Niculescu, unul dintre cei mai mari creatori pe care i-a dat vatra Buzăului și care se lasă încă descoperit. Eminescu spunea despre Ion Helia de Rădulescu, la un moment dat îl compara cu un munte cu capul de piatră, de furtune detunată, stă și azi în fața lumii o enigmă neexplicată și veghează o stâncă arsă dintre nouri de eres. O enigmă neexplicată rămâne nu numai pentru Buzoeni, pentru întreaga societate românească, poetul Ion Niculescu, în memoria căruia ne străduim astăzi să oferim publicului buzoian și spre aducerea minte și autorităților locale și forurilor. Avem din Buzău un ministru al culturii care ar putea să dispună cu ușurință celor care se ocupă în minister funcționarilor de cultura scrisă să vadă cine este Ion Niculescu și dacă niște închipuiți se străduiesc de mulți ani de zile de când era în viață să-l facă cunoscut și să-i venereze prestația, aportul la cultura națională. Sunt oameni care l-au cunoscut bine. Unul dintre cei care au fost într-o perioadă foarte apropiați este invitatul nostru de astăzi, Doru Enache. Bun venit! Mulțumesc, domnul profesor, bine v-am găsit! Așa, Doru Enache i-a fost foarte apropiat și un om de mare sprijin. N-avem timp pentru o astfel de emisiune pe care o vrem cât mai concentrată, cât mai condensată, dar este un început numai. O să revenim cu acest light motiv, recuperarea pentru vatra Buzăului și pentru cultura națională a creației și personalității profesorului universitar, absolventului de filozofie și drept, logicianului și excepționalului poet Ion Niculescu. Dacă nu ne credeți pe noi, ascultați că găsiți pe internet ce spune Nicu Alifantis, care a cântat versuri pe versuri de Ion Niculescu, că îl numește poet excepțional, întrebați-l și pe el de ce crede asta, întrebați-l pe Florian Pitiș, care recita din el, întrebați pe Olga Delia Mateescu, pe mari actori, pe Adrian Pintea, întrebați pe cei care au cântat Anda Călugăreanu pe versuri de Ion Niculescu. Dacă nu ne credeți pe noi, sunt personalități ale culturii române în viață încă ce pot depune mărturie. Cum apărea pe străzile Bucureștiului universitarul? Pentru că imaginea asta, eu și cu domnul Stan Brebenel, care o cunoaștem într-o anumită perioadă de timp, această imagine ne lipsește din... Eu m-am înscris la Universitatea Europeană Comună în 1990 și am finalizat în 1995. Din câte cunosc de la maestru, urmarea faptului că am umblat cu domnia sa sute și sute de zile, am depășit, cred că, 1000 de zile prin București, un fel de Don Quixote și Sancho Panza. O boemă frumoasă bucureșteană. Nu m-a deranjat lucrul acesta, am înțeles foarte bine genialitatea sa și mi-am asumat această responsabilitate indiferent de cum am fost sau aș fi etichetat. Universitatea Europeană Columna, cu certitudine,
Deci fondată de Ion Niculescu. De Ion Niculescu. A fost 1 ianuarie 1981. Lucrurile acestea vreau să se materializeze la, în anul despre care fac vorbire, pentru faptul că în 1964, la centenarul Universității București, da, domnia sa avea 21 de ani, era student la Facultatea de Filosofie și a solicitat prin Ministerul Culturii, întrucât lucra acolo pentru a-și întreține existența, a cerut să intre în Arhiva Universității București. Prodecanul Alexandru Balac i-a dat acceptul, a intrat acolo și ce este esențial să evidențiez eu este faptul că a văzut și a rămas întipărit în minte faptul că înființarea universității la 1864 era pe o hârtie de maculator și semnătura lui Titu Maiorescu era, și scrisul era cu creionul. Deci, cu alte cuvinte, universitarii, oamenii de calitate, intelectualii de mare valoare care au înființat universitatea la vremea respectivă, au făcut-o în contextul și a rămas în minte acest aspect. Și în 1981, urmarea rămânerii acestei embleme a înființat și Universitatea Columa, respectând într-o oarecare măsură procedurile de la acea vreme, în sensul că notariat și așa mai departe, instanță și ce a pățit, nici nu e cazul să mai dezvolt în momentul de față. Despre urmări și despre cât a pătimit, o să fie nevoie să vorbim altă dată, pentru că într-o primă emisiune ne este practic imposibil să evocăm întreaga prezență în viața românească a acestui personaj rămas quasi anonim și în zilele noastre. Ce mai este esențial să scot în evidență și să tușesc foarte bine este faptul că Universitatea Europeană Columna în orice moment poate funcționa. Poate fi activată. De ce? Ea este, eu am le-am văzut documentele și le și am, prin care, sau un raport de care a mers la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, la TRIP, a semnat, el era cunoscut în... Mai mult cunoscut și recunoscut în afară. În afară. Și Universitatea Europeană Columna este persoană juridică de drept internațional, are recunoaștere, a pus la dosarul respectiv inclusiv modele de diplomă de licență și doctorat. Numai că, aici mai punctez, în 1996, 15-16 iunie, evenimentul zilei și ziua, urmare a indicațiilor unor domni simplu de dedus cine sunt aceia, i-au pus pe cei de la aceste ziare, unul dintre domniile lor se cheamă Cornel Nistorescu, au pus că un bolnav psihic se dă președintele Universitatea Europeană Columna, președinte de misiune internațională, în condițiile în care, pentru a trăi înainte de 1989, a fost nevoit, la fel ca Sergiu Celac, îmi spunea și mulți alții, să treacă pe la și să aibă un certificat pentru a putea rezista. Însă, niciodată și nicio secundă, domnia sa nu a avut diagnosticul care i s-a pus. Opera stă mărturie. Pentru om vorbește opera, Doru. Nici nu trebuie să ne străduim prea mult. Decât să-i determinăm pe unii oameni, iubitori de poezie, alminte, de literatură, să parcurgă măcar un volum din cele 8 pe care ne le-a lăsat și să ne spună dacă autoritățile care l-au declarat iresponsabil și care au declanșat atacuri de presă, cum spuneai, furibunde și care i-au suspendat Universitatea Columna în 1996, așa, dacă au procedat bine și dacă a fost, ce s-a făcut, a fost în folosul națiunii române. Încă ceva și închei, domnule profesor, îmi cer scuze, a fost de foarte multe ori dus cu forța în spitale de psihiatrie, a fost la Cluj, a fost la spitalul de psihiatrie de lângă Mănăstirea Dealul, unde m-a dus
să văd capul lui Mihai Viteazu, atunci, abia atunci am aflat și eu că acolo maicile de sute de ani slujesc capul lui Mihai și apăr capul lui Mihai Viteazu și peste tot permanent bătut și injectat în cenaclu literar, muzical, cenaclu Flacăra, cunoscut și arhicunoscut. Ai, Doru, ai participat la spectacole, deși da. Viața ta de militar nu prea ți-a permis să mai urmezi, dar el anul tineresc te-a dus și acolo. Da. Așa, chiar dacă nu aveai condiții ca să umbli ca și alții, acolo a participat și Ion Niculescu într-o anumită perioadă. Sigur că da. Până când a început să ceară săracul ce era dreptul lui, drepturi de autor, că n-avea din ce să trăiască, și decât din producțiile lui literare, ale minții lui, și atunci a supărat, a deranjat și i s-au înscenat alte modalități de a fi marginalizat. Dar creațiile lui au rămas. Am intrat adineauri cu noi, Cavalerii ai Doinei, și dacă facem numai un mic efort acum, ne vom aduce aminte și de altele. Numai un pic să vedem. Bun venit, prietene Sambre Benel. Bine v-am găsit pe toți, inclusiv telespectatorii postului de televiziune Campus TV. Da. Imaginea lui Ion Niculescu pe străzile Buzăului și pe la noi, pe la Casa de Cultură. Stridența asta dintre aparență și esență. Este destul de greu să-i facem acum, într-un timp relativ scurt, un portret cât mai aproape de realitate. Însă, cred că buzoienii care obișnuiau la anumite ore din zi și din și mai ales după amiezile să iasă pe stradă, s-au întâlnit cu un personaj ciudat, într-un fel ciudat, asemănător cu baladiștii medievali, cu pictorii celebri din Montparnasse, așa, un tip îmbrăcat elegant, un tip distinct. Uitați, tinereți. Un tip distinct, un tip care nu trăda prin fizicul și prin trăsăturile caracteristice fizionomiei sale genialitatea care îl de fapt pe noi ne copleșa genialitatea lui. Era și un, pe cei care l-au cunoscut îndeaproape. Vorbesc despre, cum a spus dumneavoastră, despre cei care într-adevăr l-au cunoscut. Pentru că au fost foarte mulți care au zis că l-au cunoscut, însă Ion Niculescu nu se lăsa ușor cunoscut. Era de o, cum să spun eu... I-am zis noi un histrionism. El juca un rol, juca un personaj pe care ceilalți n-aveau cum să-l recepteze corect, pentru că n-aveau datele necesare. Și din acest punct de vedere, mulți credeau că au de-a face cu un... cu o prezență bizară, cel puțin. Cu o prezență bizară, sau cum i-a zis Horia Gârbea și m-a supărat tare mult treaba asta. Păi, dar ce homeless. Credeți că el îl știa bine? Homeless. După ce a murit. Însă, Ion Niculescu, pentru cei care, într-adevăr, l-au cunoscut bine... Și l-au și citit. Asta presupune treaba aceasta, era un tip deosebit de inteligent. Deși părea, la o primă discuție, până când știa el cu cine are de-a face, părea că bravează, că face glume, că așa. De fapt, pe cei care pusese ochii sau punea ochii că n-ar avea prea multe sub dovlecel, așa cum zice într-un poem, îi lua în derâdere, îi lua în zeflemea. Și acest lucru s-a întâmplat nu o dată și nu cu puțini. S-a întâmplat cu acei sau acele personaje, acei autori de versuri care se dădeau foarte importanți din punct de vedere literar în urbea noastră și care, ziceau ei, au coagulat ceva în spațiul buzoian. Însă Ion Niculescu, cu un singur cuvânt, îi trimitea la plimbare. Eu l-am cunoscut foarte, foarte bine, aș putea spune, dar după ce i-am citit cărțile sale.
ajunsesem la un moment dat, grație unei întâmplări, să aflu că el este botezat de o bunică de-a unei verișoare din partea mea. Și când a aflat chestia asta, de atunci îmi spunea Vere. Deși era impropriu spus să ne zicem așa, mi-a făcut atâtea vizite ca și dumneavoastră în biroul de la Casa de Cultură, mie la magazinul de mobilă, și mi-a lăsat amunteam de poezii pe unele desene, pe unele mă obliga să îi le culeg la calculator ca să în periplul lui pe la ghilimele autoritățile locale din instituții publice sau private să poată să le dea acele producții în schimbul a ceea ce era obișnuit pentru toată lumea să solicite plata acelui serviciu. Ion Niculescu n-a fost un cercetător, cum au zis unii. Era convins că prea puțin se ridicau la nivelul lui de înțelegere, nu era de cunoaștere. Cum ești, ia și, așa. Și atunci el brava. Brava, așa cum a spus și Alexandru Piru, după apariția Mioritiadei, care a fost retrasă din rafturile librăriilor, și ca să nu-l scufunde cumva sau să-l... Nu, să nu-l urmărească să organele. Oricum el era urmărit. Era urmărit oricum. Eu le-am zis în acel material că au fost câțiva salvamontiști sau salvamari care l-au extras din mediul ăla lui în care făcea foarte multe referiri, mai ales la clasa politică conducătoare a vremii și în principal la Nicolae Ceaușescu. Și atunci și Eugen Barbu și Marian... Alexandru Piru. Și Alexandru Piru. Deci vreo trei au scris foarte, foarte frumos despre el, fără să aducă atingere operei sau personal. I-au găsit și limite, el au și înțepat critic ca să arate, de exemplu, Piru chiar din titlu. Da. Ion Niculescu Mioritiada, poezie și bravadă. Lăsați-l, nu vă complicați să-i tăiați capul, să-i faceți ceva rău, pentru că bravează. Da, oricum... Deci a încercat, pentru că ne spunea Piru, nu totdeauna cine te bagă în... Îți vrea rău. Rău. Deci, el a încercat și alții au încercat să-l protejeze așa cum se putea și cât se putea în epocă. Mai e de remarcat faptul că Ion Niculescu pe străzile Buzăului era perceput altfel decât îl percepeam noi. Eu știu că era o mare, mare personalitate și într-un mic rucsăcel își căra această imensă personalitate, am mai zis eu la un moment dat, către nicăieri și spre niciunde. Chiar el are un vers la un moment dat, că vin de nicăieri și merg spre niciunde, și atunci prin ceea ce facem noi astăzi, și sper să nu fie singulară emisiunea asta, vreau să-l aducem în memoria buzoienilor, în conștiința publică, ca un mare, mare poet. Mare și atunci, prin nu numai a buzoienilor de rând, ci și a celor care diriguiesc vremelnic treburile obștei din Buzău. Și vreau să mai adaug ceva, că Ion Niculescu, ca și celălalt mare poet buzoian, despre care nu prea se face vorbire, Ion Gheorghe, am putea să solicităm primăriei Buzău ca măcar o stradă să poarte numele unuia dintre ei, sau, așa cum ar fi normal, ca inspectoratul școlar județean să se autosesizeze și să dea denumirea unor școli din municipiul Buzău, care deocamdată nu au nume. Da. Și vă pot da exemplu, școala 6, 7, 11 și care ori mai fi. Iar unele au niște denumiri, că unii au fost senatori și l-au pus pe tăticul, care n-are nicio legătură cu învățământul, cu cultura, jos pălăria pentru ce a însemnat acel personaj. Stimate prietene, noi facem amândoi destreaba asta, îi pălmuim pe autorități și centrale și locale. Acum ne întoarcem și zicem... Un singur aspect aș mai să mai spun. Autoritățile locale și Consiliul Județean și Primăria Buzău
au suportat cheltuielile pentru realizarea a două busturi în orașul Ialoveni din Republica Moldova, oraș înfrățit cu Buzău. Nu se poate face un bus, că așa Buzău nu are statui. Un bus pentru Ion Niculescu sau Ion Gheorghe în Buzău? Am găsit deja răspunsul la întrebarea asta, ei ne l-au dat de mult, dar noi ne facem că mai punem o dată problema. Da, da, cine era atunci la butoane? Da. Haideți, Doru Ienache, dintre piesele pe care le ai din repertoriu personal, pe versuri de Ion Niculescu, să ascultăm una dintre ele. Am denumit-o eu Invocație către creștini. Pentru că, așa cum bine ai remarcat, este un mare poet creștin. Mi-a scris poezia și eu am încercat... Seamă, venit au prin secole, cu toții spre bun. Unde începuse să scape în vamă lumina creștină și primul frun. Poezia v-a scos din impas totdeauna și limba română v-a fost de alean. Cinstiți-i pe cei ce vă iartă cu mâna și nu-i mai trădați pentru visuri de bani. Cinstiți-i pe cei ce vă iartă cu mâna și nu-i mai trădați pentru visuri de bani. Cât vor trăi și biserici și sare, dragoste vie și casă în soare. Am nevoie de valori de violete, unse pe amfore sparte în cioburi și rete. Am e nevoie de valuri de violete, unse pe amfore sparte în cioburi și lete. M-o lăsa, Doamne, lacrima-m rece, tristă s-alunece, aruncă-i din ea. Unde nu-i milă și nu vor mai trece peste sacră privirea ta. Unde nu-i milă și nu vor mai trece peste sacră privirea ta. Miroase a sarmale peste munții Carpați, miroase, te-ți vine să mori. Te-ți vine așa să te întinzi peste munții Carpați ca un aer nepieritor. Și-ți mai vine să plângi peste munții Carpați până la ultima ta picătură. Poate că munții aceștia Carpați sunt sufletul nostru la dură. Poate că munții aceștia Carpați sunt sufletul nostru la dură. Bravo, bravo, Doru. Vă plac, stimați telespectatori, versurile și linia melodică? Da. Faceți comparație cu ce mai vi se bagă pe gât de către unele reviste, de către Institutul Cultural Român, care îl plimbă pe unul prin America ca să-i promoveze pe bani grei opera. Și atunci, dacă punem în balanță numai o singură poezie a lui Eminescu. Vom încerca. A lui Ion Niculescu. Vom încerca ce am făcut noi până acum și noi știm ce am făcut. N-avem timp să evocăm odată și să ne scoatem pe noi acum în față cu ce am făcut. Dar îi vom determina până la urmă, nu se poate, să mai audă și alții. Le vom destupa auzul. Asta înseamnă că în cel mai scurt timp vom demara un ciclu de manifestări, nu numai emisiuni de televiziune, în memoria și pentru a evoca personalitatea marelui poet român Ion Niculescu, ignorat de autoritățile din toate timpurile, dar iată, iubit și prețuit de unii dintre noi. Țara noastră e țara noastră, dulce arșiță albastră, aripă sculptată în dor din lumina ochilor. Dacă-i foc, nu-l stingi cu apă. Lucian, așteptăm să ne continui. Țara noastră-i țara noastră, vârf de jale și de dor.
Țara noastră e țara noastră, dulce bajiște albastră, ai văzut, tată-ntor, de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce bajiște albastră, ai văzut, tată-ntor, de lumina ochilor. Dacă-i dor, nu-l stingi cu apă, dacă-i timp, nu-l poți întrece, dacă-i gând, nu-l poți străbate. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem români ca brazii, noi suntem români ca grâul, noi suntem români ca focul. Noi suntem români, țara noastră e a noastră, de jale și de dor, dulce arșiță albastră, ca lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce bajiște albastră, ai văzut, tată-ntor, de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce bajiște albastră, aripă scurtată-ndor de lumina ochilor. Țara noastră, țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă scurtată-ndor de lumina ochilor. Da, domnilor, n-a știut nimeni până acum că în aceste frumoase, sensibile gânduri și sentimente față de țara noastră se află nu numai interpretul Nicu Alifantis, ci și poetul buzoian, marele poet român, Ion Nicolescu. Facem cuvenita împrospătarea memoriei colective și înnobilare a sensibilității românești cu aceste recursuri la lirica Ion Nicolescian. Mai avem o piesă cu Doru Ienache. Domnul de la Marea Neagră. Domnul de la Marea Neagră, înainte de a intra în ea, să spunem așa numai un pic, ca să-i dăm cuvântul și lui Stan Brebenel, și să ne spună și el, cum a ascultat el Domnul de la Marea Neagră, recitată de cine și unde? Da. În 2010, prin eforturile unor oameni de suflet, printre care și domnul Costache, eu am cules versurile din volumul inițial. A apărut la editura Rafet a doua ediție a volumului Mioritiada de Ion Nicolescu. Și dacă era proaspăt apărut, într-o activitate făcută la nivelul caselor de cultură ale sindicatelor, o parte dintre ele, la zona de sud, eram atunci în la Constanța, a avut loc o activitate din aceasta foarte interesantă din punctul meu de vedere. Am plecat în mijlocul iernii cu un autocar din Buzău, ne-a prins și viscolul, ne-a făcut să ne mergem pe mai multe căi ca să, că unele erau blocate, și acolo, pe imensa scenă a Casei de Cultura Sindicatelor din Constanța, Ion Nicolescu împreună cu domnul Costache au recitat câteva poeme din acest volum, Mioritiada. Domnul de la Marea Neagră, în special. Primul a fost Domnul de la Marea Neagră. Prin acest lucru, prin acest poem, Ion Nicolescu se revendică din Eminescu și s-a dus să viziteze locurile care l-au inspirat și pe Mihai Eminescu atât de frumos, așa cum l-au inspirat și pe Ovidiu, poetul exilat la Tomis. Pe care îl și evocă, dar îi lăsam plăcerea telespectatorilor. Mai vreau să spun că în acea perioadă toate volumele tipărite i-au fost acordate, i-au fost date domnului Ion Nicolescu, iar acesta n-a ezitat ca printre artiști de acolo care s-au perindat pe scena Casei de Cultură să facă și propaganda cărții sale și să câștige o anumită sumă de bani. N-avea multe, i-au cerut, dar n-avea. Luase numai puțin. Am recitat în tandem
eu un vers, el un vers, eu un vers, el un vers, domnul de la Marea Neagră, arătând cu degetul chiar spre mare, așa cum ne va evoca Doru Enache. Cu acest poem se deschide volumul Miorichiada. Este profilul nostru, al poporului nostru, așa cum suntem noi, cu bune, cu rele, creștini și iubim pe oricine înainte de a ne iubi pe noi înșine. Noi nu tratăm teme, noi suntem tratați în noaptea divină din munții Carpați, cu cea mai nocturnă, mare frumoasă, marea lui Bugus, Ovidiu zis Naso. Noi știm să oftăm după soare în catrene, avem tipărite în timpane sirene, de sufletul stâncilor noastre pustii, iluzii de valuri albesc elegii. Și nici nu s-ar crede, trăim din iluzii, le dăm cei al nostru omagii, aluzii. Lăsați-ne stele și păsări de mare în slava ailor noastre ușoare. Putem să și râdem, dar ce e de râs în zbuciumul mării, în munții de vis. Sub noi se sfârșește pământul neco, tristețea e ultimul nostru erou. În ea înoptează un sfânt vinovat, pe care corăbii pustii îl străbat. La capătul celui mai strâmb continent, un domn stă de vorbă cu marea absent. La capătul celui mai strâmb continent, maestru stă de vorbă cu marea prezent. Prezent. Noi nu tratăm teme, noi suntem tratați în noaptea divină din munții Carpați, cu cea mai nocturnă, mare frumoasă, marea lui Bungus, Ovidius zis Naso. Poetul Ovidius, cu cel mai frumos epitaf, cred că, din lume, scris pe monumentul lui funeral la Constanța, la în fostul oraș Tomis. Ai zace Publius Ovidius, cel poreclit Naso, ce-a preamărit iubirea, talentul l-a ucis. Dacă ai iubit vreodată un pic cărarea Lasso și zi să-i fie somnul mai dulce ca un vis. Pe acest fond, în această atmosferă, a creat Ion Nicolescu, care mergea adesea la mare, se ducea la Casa Scriitorilor de la Neptun, așa, unde era primit până la urmă, tolerat, ca să zic așa, pentru că breasla scriitoricească, Uniunea Scriitorilor, care are grijă de toată scriitorimea română, și sunt vreo 2600, chiar mai bine, de membri ai Uniunii, nu prea s-a îngrijit de cei care aveau cea mai mare nevoie de acest sindicat al scriitorilor, până la urmă, pentru că nu, Uniunea Scriitorilor nu dă certificat de valoare. Valoarea i-o dă cititorul, i-o dă critica de specialitate, i-o dă posteritatea atunci când scriitorii nu mai sunt. Noi, știind cu ce dificultăți s-a confruntat și Doru Enache, Stan Brebenel, subsemnatul și încă vreo câțiva scriitori locali, suntem între aceia care cu puținul lor au reușit în momente grele să-l ajute. Doru Enache și în perioada lui bucureșteană, dar și în cea buzoiană, noi, în special aici, am încercat din puținul nostru să-l ocrotim și când era în spital și când era în nevoie de alimente, de îmbrăcăminte. Dar erau și lucruri care ne depășeau. Și cum știam, de exemplu, că se apropie o iarnă și iernile erau cele mai grele pentru el, cu combustibil, cu de foc, cu locuiam undeva în apropiere de gară, cu fratele, cu care nu prea se înțelegeau, fratele său, având anumite exigențe,
pe care poetul nu, în care poetul nu putea fi încorsetat. N-au putut să-l încorseteze autoritățile, n-au putut să-l încorseteze marile mărimi, dar amite fratele. Dar am făcut noi, m-am gândit eu la vremea aia, inițiativa mea aparținea, că n-aveam încotro, văzând că puținul nostru nu mai este suficient ca să treacă în special iernile. În 2006, pe 3 noiembrie, 3 a 11-a, am adresat o scrisoare decent, formulată, oficial. Ea a apărut și pe monitor, cine a urmărit a putut să vadă textul. Domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor consilieri, vă supun atenției situația specială a unui concetățean de-al nostru care are nevoie de înțelegerea și de ajutorul municipalității. Se numește Ion Niculescu și este unul dintre cei mai mari poeți contemporani, autor al unei fabuloase opere, materializată în 8 volume publicate între anii 1973 și 1986. Și le-am enumerat pe toate. Indulgențe, editura Espla, Espla însemna editura pentru teatru și artă, așa, 1969. Ironice, editura Cartea Românească, unde, în paranteză, fie spus, director era Marin Preda. 1970, Mioritiada, editura Cartea Românească, 1973. Retorica, editura Cartea Românească, 1975. Vox Populi, Vox Dei, editura Eminescu, 1979. Voi de colo de la Biarritz, editura Albatros, 1979. Scrisori de serviciu, editura Eminescu, 1982. Odele pământului pârjolit de iubire. Auziți titlul? Să treci pe lângă așa ceva și să nu te interesezi cine este acest om. Odele pământului pârjolit de iubire. Ion Niculescu. Cartea Românească, 1986. Și le-am atras atenția. A născut la Buzău în 1943, s-a retras în orașul natal într-o stare nu tocmai bună de sănătate, cu sănătatea șubrezită, fiind actualmente internat în Spitalul Județean. Mă ocupam eu atunci de el, în Spitalul Județean, la secția chirurgie. A fost operat în mai multe rânduri de ulcer, iar acum este vizibil marcat de antecedente biografice specifice marilor creatori care i-au afectat starea de sănătate. Are nevoie urgentă de îngrijire, de intervenții stomatologice, de spațiu de locuit, întrucât acuză grave conflicte cu fratele. Nu are nicio pensie și nicio sursă de venit. Se impune probabil o internare la azilul de bătrâni al Consiliului Local, care s-a deschis în Parcul Marghiloman. În momentul de față este ajutat de câțiva scriitori locali, printre care am numit și pe Stan Brebenel, pe subsemnatul Mircea Costache, pe Doru Enache. Știam foarte bine că îl ajută substanțial, dar n-am putut să spun pentru că era în funcție și într-o funcție importantă, un militar de carieră, care nu este numai ce vedeți dumneavoastră aici, să e partea lui necunoscută, poate nici de camarazii de arme. Prin urmare, le-am zis oficialilor noștri, primari, viceprimari, consilieri, vă rugăm să investigați cazul, au comisii de anchete speciale în primărie, să vadă dacă ce spunem este real sau nu, și să dispuneți formele de ajutor legale și umane în acest caz. Cu speranța că apelul nostru va fi acceptat, receptat cu obiectivitate și cu credința că avem cu toții datoria de a sprijini, după posibilități, valorile autentice ale culturii naționale și locale, așa. Nu ni s-a răspuns în niciun fel. I-a durut, cum să spunem, popor la bască și la bașchiți. Deci am făcut apelul ăsta nu din altceva, de a ne debarasa, de a ne spăla pe mâini. Simțeam, avându-l atunci în spital, că ne depășește și că este de datoria autorităților să se ocupe și de astfel de situații. Mai ales că eu, în calitate de fost consilier local, știam că este obligația și datoria Consiliului Local, singura autoritate la care se poate apela de către cetățean în caz de urgență, de strictă necesitate, de boală și de lipsă de locuință și așa mai departe. Deci n-a primit niciodată niciunul. A, făcea domnul primar de atunci cel cu gel în cap așa, cu freza așa mereu asezonată, făcea niște manifestări în care dădea plicuri cu bani la scriitorii locali și Ion Niculescu lângă mine filma, se uita la mascarada aceasta, când
așa zis scriitori, niște penisari obscuri, după care nu vor rămâne nici două versuri, nici două vorbe, așa primeau plicul cu bani din partea primarului, bani publici. Așa, iar Ion Nicolescu, care avea nevoie și pentru care am făcut nu odată apel la ei, nu aveau timp să audă și să vadă. Bine că a existat Doru Enache, bine că am existat eu, bine că a existat Stan Vrebenel, Marin Ifrim, Cabel, Teo și câțiva inimoși, Pogonaru, așa locali, care din puținul lor, unii mai mult, alții mai puțin, noi în fiecare zi, pentru că la Casa de Cultură era în fiecare zi și se întâlnea și cu mine și cu Stan Vrebenel în fiecare zi, așa, am încercat să-l ajutăm. Și să-l ținem în viață. N-am reușit decât până în 2012, februarie. În februarie 2012, iată, s-au făcut 11 ani de când Ion Nicolescu este postum. Vorbim despre el la timpul trecut. O să revenim cu impresii, păreri, opinii, versuri ale prietenilor mei, Stan Vrebenel și Doru Enache, și cu o cortină muzicală de final, după o scurtă pauză. Revenim și spunem că, din păcate, n-am reușit să sensibilizăm autoritățile, nici noi, n-a reușit nici el, și că a suferit enorm, cu stoicism, a dus o viață cumplit de grea. Mari creatori, de fapt, și marile opere ale umanității nu s-au născut din prea multă fericire și din opulență, ci din potrivă, din multe nefericiri. Când era în spital la Județean, am încercat să-l îngrijim, să-i ducem de mâncare. Era într-o perioadă în care putea să se hrănească, așa să-l refacem. Și la un moment dat, așa cum sunt poeții, imprevizibili, când m-am mai dus încă o dată cu mâncare și cu ce trebuie la el, și eram însoțit de un colaborator de-al meu la vremea aceea, Daniel Diaconu, mi-a zis să nu mai mâncare, o luăm cu noi înapoi, nu mai lăsăm la spital, eu nu mai stau aici, acum am refăcut. Da, trebuie bilet de ieșire, trebuie. Nu, că știu ce-i cu ei. El era întotdeauna suspicios, o cam pățiseră, era cam vânat de regim și a rămas cu această traumă tot timpul. Zice, nu, aduceți-mi haine. Păi nu ți le iei de aici, nu, că dacă mă duc să cer haine, după aia mă țin arestat, sequestrat aici să facă bilet de ieșire, să respect regulile lor. Aduceți-mi niște haine. Am trimis băiatul, Daniel Diaconu, repet, a cumpărat niște haine la mare viteză, pantofi, pantaloni, bluze, era vară, nu trebuia foarte multe. Iar? Nu, când l-am scos din spital, când a murit, înainte, da. El a fost în spital de multe ori, a fost în grija mea. Deci, Daniel Diaconu nici n-a călcat în perioada aceea, băiatul. Deci, l-am îmbrăcat și a părăsit spitalul ilegal. Marele destine, mari poeți, mari artiști ai lumii nu prea au încăput într-o pătrățică, așa cum o văd, mai ales unii funcționari cu mânecuțe, deci cu negre, cu cotiere, de prin anumite birouri. A dus-o greu, a avut prieteni puțini, care l-au înțeles într-adevăr, și când auzi acum internet, colportează unii niște blasfemii la adresa lui, unii din neștiință, rău informați, unii chiar cu premeditare alimentați cu știri false, așa, despre Ion Nicolescu, apare cu totul și totul regretabil. Nu le editează nimeni, nu-i publică nimeni cărțile, nu scrie nimeni despre el. Nu există în conștiința publică românească. Nu este omagiat, nu este amintit, nu este tipărit, nu este difuzat în țară, la bibliotecile, la bibliotecile câte mai sunt. Așa, nu interesează pe nimeni să pună în circulație opera unui mare creator român, așa, dar sunt interesați câțiva trepăduși din invidie, din necunoaștere, din varii motive, să-l mai și umple de invective postum. Ceea ce este cu totul regretabil. Am reținut de la
Doru Ienache, referire în legătură cu felul cum a fost evacuată în București, apropo de calvarul vieții a lui Ion Nicolescu. Cu cine stătea domnul Doru Ienache în același bloc? Cine au fost primarii și mari deștepți de la Primăria Capitalei care l-au evacuat în acea perioadă? Ce s-a ales de manuscrisele, de opera lui, de ascoase la scara blocului? Locuia în bloc cu Valentin Ceaușescu. La un moment dat, Valentin Ceaușescu a venit și a bătut la ușa lui, i-a dat geaca, a oprit, oprise cu o săptămână înainte, oprise și luase cu mașina și maestru uitase geaca în mașina lui Valentin. Ăla a fost un moment extraordinar în care și-au vorbit, s-au iertat unul pe celălalt. Valentin în principiu a recunoscut categoric, am vorbit și eu cu domnia sa, a recunoscut categoric valoarea și genialitatea maestrului. Însă ce vreau să mai adaug, și bineînțeles am încercat prin toate mijloacele ani de zile să fac rost de bani de la diverse personalități cu putință. Nu am reușit și bineînțeles că a fost evacuat după ce eu am venit la Buzău și imediat a fost trimis la Buzău. Nu dezvolt de ce și cum la Buzău după mine. Ce vreau să scot în evidență și să punctez cât se poate de esențial în ceea ce îl privește pe vectorul omul de drept Nicolescu sunt următoarele aspecte. El a finalizat doctoratul la Varșovia cu un mare profesor evreu, o minte strălucită, profesorul despre care fac vorbire, și de asemenea am aici o încheiere. Deci este doctor în drept, sigur că da, al Universității Cracovia, din Cracovia. La Cracovia este Cracovia. Universitatea Iagellona. Corect. Una dintre cele mai prestigioase din lume. Corect. Și ce am eu aici este o încheiere grefă, certificat de grefă. Semnată și ștampilată. Rectorul Universității Europene Columna 22 a 2 1989, Tribunalul Municipiului București. Secția 3-a civilă. Se transmite de către Ion Adrian Mihalcea, care era rector la vremea respectivă, 7 ani a fost domnia sa, ulterior încă 7 ani a preluat Ion Adrian Mihalcea și se transmite că asta făcea, gândea foarte bine pașii pe care îi mișca în așa fel încât să lase fără niciun fel de dubiu, da, regit, tempus regit actum, acesta era principiul cu care opera, da, maestru. Și de cine esență, ca să nu lungesc, discutăm aici despre doctor în drept. E vorba despre rațiunea de drept. Și el imediat a venit, că permanent mă întreba, organul Aristotel, spunem, și a scris aici respingerile, rațiunea ca și referitor la organul, respingerile sofistice, parafrază la componenta cartea lui din organul lui Aristotel. Și de asemenea doctor în medicină, teza fiind teoria generală a validității. Și ca esență, ca fundament al acestei teorii, este unitatea dintre psihic și unitatea dintre starea fizică și starea psihică și capacitatea persoanei de a susține o convenție socială. Asta este fundamentul tezei sale de doctorat, recunoscută de către Universitatea Columna și, bineînțeles, transmisă la instanță și înregistrată. 89. 22. Înainte de schimbarea de sistem. Bineînțeles. Da. Ca după aceea, după câțiva ani, în 1996, se înceapă atacurile unor organe de presă. Exact. Presa cu epoleți. Da. Pentru că sunteți militari și n-am ce să vă fac. Și el tocmai de aceea zicea de care, ce spuneam mai înainte, rațiunea de drept și respingerile de drept, ca parafrază la respingerile sofistice. Oricum, noi n-am făcut parte din acea armată.
cinste vouă că n-ați făcut parte din armata aia care a făcut presa cu epoleți. Dar și care au declanșat atacuri imunde și declanșează și astăzi la comandă. Nici nu știe lumea în fața unor atacuri de presă și mult mediatizate la televiziune ce se ascunde la momentul de față. Dacă sunt anumite stări de lucruri negative din societate, unul dintre cele mai dure este acesta. Că nu mediatizăm un poet mare, un mare creator, așa, de frumuseți, de comori pentru spiritualitatea românească, dar înnebunim lumea cu subcultură și mai ales cu intoxicări mediatice care ascund crime adevărate la adresa poporului român. Ion Nicolescu, poet creștin, dar și mare poet patriot. Mai mor și tu, dacă eu mor, mai strânge marmură sub tine, nu fierbe sânge de actor în eprubete bizantine, și a ta e țara și cuvântul, tot neamul meu e în cimitir, pe toți i-a cumpărat pământul la târgul negru din Izmir. N-am timp să pun o lumânare pe crucea lor, pe crucea lor de lemn amar, pe care o suflă vântul, îmi pare că eu sunt vântul și tresar. Mai mor și tu când bate vântul, sau măcar taci în preajma mea, e atât de încăpător pământul, dar teama am că nu mă vrea. Dar semne am că nu mă vrea. Mă caută un cal prin lume, popitele-i s-or fi smult, dacă ați prins voi un cal în spume, să nu mi-l călăriți prea mult. De-aș fi mai mort decât mai viu, îmi voi da sufletul călare, așa cum asfințind târziu, prin mine neamul meu răsare. Trebuie să-i înțelegem pe mai mari zile astăzi că îi tratează cu dispreț pe cei care sunt excelenți, dotați din punct de vedere intelectual, pentru că altfel s-ar vedea golicimea lor în comparație cu marile genii ale acestui popor. Și atunci îi duc în derizoriu și ne prezintă pe micile ecrane numai fufe analfabete și dezbrăcate și analfabeți funcționali care sunt plini de teze de doctorat. Și mai vedem cum îi trimit și pe institutele culturale, Institutul Cultural Român din diferite orașe ale lumii. Ca să ne facă de râs în toată lumea, că la noi acasă suntem într-o stare cu totul și cu totul deplorabilă. Ion Nicolescu a fost o emblemă a unei epoci, un protestatar înnăscut. A simulat o spânzurare în semn de protest pentru o nouă revoluție culturală care se anunța după modelul unor vizite făcute de conducerea statului de atunci în China, Vietnam, în Asia și după modelul acela cu coroane de flori, cu stadioane și mai departe, vroia să se implementeze așa ceva, să facă o revoluție culturală de acest tip, numită tezele de la Mangalia. Era atunci la învățământul așa zis de partid, în armată, în școli, în fabrici, peste tot, tema întâia, despre politica internă, tema a doua, politica externă a României, tema a treia, tema nu știu care, tema cutare. Și se spunea că ce tratează tema cutare, politica externă a României, ce tratează tema? Și vine Ion Nicolescu, așa cum va cânta Doru Enache. Noi nu tratăm teme, noi suntem tratați cu noaptea divină din Munții Carpați. Cu cea mai nocturnă, mare, frumoasă, cu marea lui Publius Ovidius Naso. Este important, dacă tot ați trecut și în latura asta, ați revenit în latura asta, să vă spun despre Alma Venus. Piesa fundamentală care a intrat în conștiința poporului român. Da. Numită și cântată Doi Cavalerii ai Doinei, Alma Venus. Da. Care are un fond, are un substrat. Un substrat extrem de profund și, dacă e cazul sau altă dată, explicăm. Esențial este pentru mine să spun asta. Ne apropiem de duminică, ziua florilor. Da. În urmă cu 47 de ani, că am, înainte de a veni m-am uitat, 47 de ani, așa, 1976, de Adrian Păunescu a avut un spectacol cu Ceana cu Flacăra la Sala Polivalentă în București. Da.
Și atunci Alifantis a cântat pentru prima dată piesă. Deci nu se poate exprima în cuvinte ce entuziasm. Ce entuziasm. Și atunci au început să-l sune. Ioane, vino, ce mi-a spus maestru de foarte multe ori? Cel care a fost Gianu Neagoe, a fost șeful apărării securității lui Nicolae Ceaușescu. I-a cerut lui Neagoe și altor capi și altor capi ai securității, le-a cerut un imn mare pentru comunism care să înflăcăreze masele. Să fie și numele. Sigur că da. Lui Ceaușescu. Exact. I-a adunat pe toți poeții de la vremea respectivă de importanță, mai puțin pe maestru care nu accepta să meargă cu ceilalți pentru că avea era conștient de valoarea sa și în același timp neapărat conștient de valoarea sa, ci cât faptul că nu accepta și înțelegea foarte bine ceea ce se dorește cu poporul român. Da. Deci ceea ce vă spun mi-a repetat de foarte multe ori. Închid paranteza și continuu. Și atunci ce a zis maestru? Din acest moment nu se mai cântă această piesă. A avut 12 strofe piesa. După ce a văzut că nu mai sunt de acord să mai cânte și a spus din acest moment să mai cântă și a făcut Adrian Păunescu alte versuri, dacă ne înfruntă munții, trăiască libertatea, trăiască Ceaușescu, trăiască România, da. L-au bătut și a încercat ani în șir cât am umblat cu dânsul să-și amintească și celelalte strofe. N-a reușit, în schimb, sunt strofele, pentru că l-au bătut de la un nimicit, sunt strofele, pentru că i-au fost luate multe poezii, dar și poezia despre care facem vorbire, Alma Venus, care, repet, avea 12 strofe. Pentru cei care urmăresc și încerca să o caute, noi, Cavalerii Doinei, noi liberi cetățeni, din dragoste ne naștem, din soare și polen, aluat al nemuririi, păstori și militari, cu podul palmei, viața ne mângă și ne are. Deci, cine va căuta, o va găsi sub diferite titluri. Uneori îi spun noi Cavalerii ai Doinei, altă dată îi spun imn, altă dată îi spun trăiască România. Ea este, de fapt, Alma Venus. Maestru avea o cultură fabuloasă. Lucretius. Da, da. Avea o Carus. Știa despre ce. Imn vieții și păcii. Enea dum genitrix, hominum divum ve voluptas. Alma Venus celi. Alma Venus celi subter la bensi asigna, quem arena vigerum vetera sprugi ferentes, concelebras per te, quo neangenum omn animantum, concipitur visit quae lumine celi. Discutam cu el, mă căuta pentru asemenea lucruri, se uita în jur, în birou, să vadă dacă când erau profani, oameni care nu percepeau, se simțea stingerit. Încerca să... Blufa. Blufa, o dădea pe actorie, pe histrionism, așa cum bine spune Sam Prevenel, juca un alt rol. Am avut ocazia și mă căuta și din acest punct de vedere, că mai găsea corespondent pe anumite zone culturale, el era Doldora. El era un om cu o cultură fabuloasă. Dacă te găsea singur în birou și încercai să discuți, să începi pe tema Suetoniu și cei 12 cezari, trebuia să fii, să te țină brăcinarele culturale, să stai de vorbă cu Ion Nicolescu, pe care alții spuneau, m-am întâlnit cu Neion. Se trag de șiritul cu Neion, nici nu i-au citit opera. Așa cum bine remarca domnul prieten Sam Brebenel, că sunt unii care n-au catadixit să citească și să-l înțeleagă ca lumea și se fălesc prin tâlg că l-au cunoscut și s-au tras de șireturi cu el. Ion Nicolescu, până la urmă, a sfârșit cum a sfârșit, în condiții grele, n-a mai putut să mai mănânce, a refuzat orice, ultima dată mi-a cerut să-i duc ulei de măsline, n-am putut, am căzut la pat. Eu, ca să îi conștientizez înainte de a cădea răpus de o anumită boală imediat atunci, ca să sensibilizez, m-am apucat să recit, să dau un fel de spectacol, așa cum fac câteodată aici în fața dumneavoastră, în salon, la spital, spre stupoarea săracilor internați care vedeau acolo un spectacol deosebit pentru atmosfera tristă de spital, pentru unii dintre ei era așa o sărbătoare ce făceam eu acolo, dar eu o făceam recitând din Ion Nicolescu, care era în pat în pijamale, bolnavul de acolo,
să atragă atenția asistentelor, infirmierelor, doctorilor, cu cine au de-a face, pentru că figura lui le exprima orice alt sentiment în afară de faptul că se află în fața unei mari valori și că ei pot face parte din istoria culturală a acestei țări. Dar ca să-i conștientizez, am făcut asta. Am aflat de la Liviu Ioan Stoiciu, i-a spus unui după la Buzău, că am prăștia cineva poezii de ale lui pe în spital și așa mai departe. Eu dădeam spectacol direct în salon, așa ca să atrag atenția. Nu l-am mai putut salva. M-a sunat directorul spitalului acasă. Domn profesor, cu regret vă spun, așa, Drăghici, Ioan Drăghici, un om de mare, a pierit și el, fieta. Și domn profesor, ce facem că a murit neapoietul? El așa îi spunea. Ne-a murit neapoietul, n-am mai putut să salvăm. Și atunci am intrat în priză să facem cele cuvenite unui om care reprezentaseră mult pentru noi și pentru cultura națională și reprezintă și azi, dar trebuia atunci cineva, neavând pe nimeni, care să se ocupe. Și Doru Enache a luat sicriul, i-a luat casa de veci pe banii lui, alții i-au luat costumul, Aurelian Mareș, poetul, i-a dat chiar costumul lui, un costum nou, și el a dat așa cu dragă inimă că atunci când a fost căutat în buzunare, înainte de a-l îmbrăca pe Ion Nicolescu pentru ultimul drum, i-am găsit și poezii în buzunar, poezii de Aurelian Mareș, și le dădea costumul cu poeziile lui cu tot, ca să le eternizeze, să le înveșnicească odată cu înhumarea lui Ion Nicolescu. La mormântare am fost prieteni apropiați, am făcut ca la toată lumea ce trebuie, cele cuvenite, i-am făcut și la 40 de zile, cum s-a ocupat Doru Enache și a ridicat cruce cu ajutorul unor prieteni pe care nu știu dacă trebuie să-i spun eu, numai el poate să-i deconspire. Am făcut ce trebuia omenește noi, ca simpli oameni, ca simpli cetățeni. Autoritățile noastre, aleșii noștri, nu au vrut să știe că există în cetatea lor, pe care o păstoresc, o personalitate de mare anvergură, care avea dreptul la cinstea și la, dacă nu la condiții mai bune în timpul vieții, măcar la un omagiu postum. Oricum, Ion Nicolescu va rămâne în istorie pentru vecie față de autoritățile locale care sunt vremelnice și de... Știți ce spune Nicolescu despre ei? Despre oamenii ca ei? Muști, muște, de o zi, pe o lume mică de se măsură cu cotul. Măsură cu cotul. Muște de o zi, vremelnice. Una dintre cele mai importante creații ale lui... E greu să departajezi una de alta, dar după părerea mea, și am testat-o și pe el, îl atingea și pe el când am recitat-o, este Elegie. Mă cunoașteți lume, ăla-s care scrie, ăla ce îndulcește lemnul de sicrie, ăla ca deșertul și ca arabescu, suflet de cămilă Ion Nicolescu. Ăla spânzuratul, teatrul de paiații, de un simbol de paie gata să se agațe. Ăla cu iluzii, trist antropofag, sunt sătul de oameni și mă cam retrag. Mi-am trăit mumia și cred că e firesc cu o crizantemă să vă mulțumesc. Am iubit odată marea și marea, m-am ales cu sare. Și cu de aceea scriu aceste rânduri și vă las cu bine. Nu știu ce o să faceți însă fără mine. Fără ca deșertul și ca arabescu, suflet de cămilă, Ion Nicolescu. Super, domn profesor. Deci, ar mai trebui spus aici, să nu rămână telespectatorii cu gândul că Ion Nicolescu a fost numai poet, autor de versuri. El a fost și un bun prozator, a republicat un roman, Voi De colo de la Biarritz, da? Și o piesă de teatru. Și totuși Eminescu. Și totuși eu am găsit mai multe. Ghete și Haine. Ghete și Haine, care un titlu șugubăț avea, așa provine de la Ghete și Erich Haine. Da. Haine. Această piesă, după datele pe care l-am găsit eu, s-a jucat în 1987 cu titlu
și totuși Eminescu da. La Teatru Majestic, la Odeon. Actualul Odeon, corect, Odeon, așa, da. Corect. În regia lui Tudor Mărăscu. Adevărat? Mare regizor, corect. Adevărat? Da. Printre cei care în distribuție era și Dorina Lazar, actuala directoare de la Teatrul Odeon. A fost anunțată piesa aceasta ca fiind manifestul Revoluției Române și urma să fie difuzată la televiziunea română în 25 decembrie și nu a mai dorit Tudor Mărăscu din motive despre care nu vreau să nu fac. Nu s-a temut omul în contextul ăla tulbure. Și se pare că piesa, da. Am găsit acest se pare pe net, că a fost jucată și la Teatrul Național cu titlul și mai potoliți-l pe Eminescu. Se pare că nu, la Iași sigur s-a jucat, dar la Național pare deci, că nu. La Național eu știu cu semnul ăsta de întrebare. Da, la Național a fost pusă în repetiții și n-a apucat premiera. La Iași cu certitudine... Corect. La Iași cu certitudine s-a jucat, a primit câțiva leuți maestru ca să da. Trăiască așa. În schimb, repet, ea a fost anunțată ca piesa manifest a Revoluției Române și urma să fie în 25 decembrie în emisie. Am avut o mare surpriză, am o surpriză să constat că personalități adevărate ale științei românești, academicianul Alexandru Surdu, un important filozof care s-a scris de curând, i-a trimis o scrisoare personală că n-a avut curajul să o publice în presă. Despre piesa ce? Da? Așa, despre piesa Eminescu, dedicată de Ion Iconescu. Și spune minut cu minut, corect. Scenă cu scenă, toate detaliile, toate intențiile, toate subtilitățile textului dramatic făcut de Ion Iconescu. Am vorbit aici numai de poetul. Mulțumesc Stan Brebener că ne-a adus aminte că anunța prin această capodoperă corect. Și un dramaturg de mare, ca să nu spun că a fost și un prozator și că o personalitate covârșitoare, Ion Nicolescu. Cu credința că întâmpinăm Sfintele Paști, cu un dar pe care l-am făcut buzoienilor, Doru Ienachi, Stan Brebener și subsemnatul, vă spunem sărbători fericite și vă lăsăm în continuare cu piesa lui Doru Ienache pe versuri de Ion Nicolescu, Alba Longa, care e vorba despre Alba Iulia și românii de bun simț știu ce înseamnă pentru toată românimea Alba Iulia. Floarelor de flori, asemeni dorești viață și nu ai drept să mori. Din om în om iubirea ne caută pe noi, să ne întrebe dacă mai vrem să fim eroi. S-a rătăcit cumva statuia marelui rege de Ceval, sau munții lui nu-s decât coama de neînvins a unui cal. În ochii lor divini susțin aripa dorului de țară, forța poporului român. În sar mi se getuza, bat clopotele dacii, că s-au născut pe lume cu steaua și săracii. Cât ne mai sună zaua, cât mai zărim hoza, hozana cât mai curge albindoza în ea. Să ne vedem la alba, încălecați pe oșa, purtând în inim veșnic neînvinsă Dacia. Mărire ție, August, sincer, popor de dragoste și foc, ți-am spus
Crins, când de Indus salva, se înclină țara noastră către alba. Am venit cu țara, noi suntem Mihai, să ne dai mărie gura ta de rai. Cei ce au lustruit vreo poartă, a suspinelor se pleacă, necrezând ce văd cu ochii în iubirea lor săracă. Vom vorbi în poarta de vei încodată, despre dreptul celor nestriviți pe roată. Vom vorbi odată despre trădători, când vor fi acasă întregi trei surori. Măcinăm să ne înțeleagă și cei ce ne-au măcinat. Noi pe veci cu-ntreg trecutul, din genunchi ne-am ridicat. Oameni răi și oameni